PIB-ul României în trimestrul 3 din 2022 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% comparativ cu trimestrul 2, arată datele INSE. Iar față de aceeași trimestrul din anul 2021, PIB-ul a înregistrat o creștere de 3,8% pe seria brută și o creștere de 4,6% pe seria ajustată sezonier. Însă discut mai multe în continuare despre aceste date cu Adrian Negrescu, consultant economic. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, bine v-am găsit! Cum vedem aceste cifre? Mâine știm că vom avea și datele INSE. În tot acest context, sunt vești bune sau vești mai puțin bune? Păi să vezi, partea plină sau partea goală a paharului. Partea plină este că, într-adevăr, economia s-a menținut pe creștere în trimestrul 3, dar atenție, s-a menținut pe creștere, pe o creștere care a decelerat, adică economia începe ușor, ușor să încetinească și se vede deja în datele de statistice de la INSE acest lucru. Iată, numai impozitele nete pe produs au diminuat cu 2,9%, iar industria și agricultura și-au redus ponderea din produsul intern brut, adică nu mai fac afaceri care le făceau în trimestrele anterioare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că economia ușor, ușor, chiar stimulată de inflație, pentru că PIB-ul ăsta pe care îl vedem în momentul de față este umflat de creșterile de prețuri. Dacă n-ar fi fost această inflație, eram deja recesiune. Deci, în esență, producția industrială începe să se reducă, da? Începe să ne apropiem de zona de stagflație, iar perspectivele trimestrului 4 deja devin îngrijorătoare. E probabil că în trimestrul 4 să stăm la o stagnare economică pe care la un moment dat și Institutul Național de Statistică o va prezenta în datele oficiale. Tot pe partea asta de perspective, aș vrea să discut cu dumneavoastră despre un raport al World Economic Forum care spune că din cauza pandemiei și a războiului de la graniță, aceste riscuri de recesiune, grad de îndatorare și toate aceste aspecte economice să domine următorii 2 ani, o perioadă destul de mare. Cât de expuși suntem noi ca țară la aceste riscuri și cum vedeți dumneavoastră această marjă de timp? Există o vulnerabilitate semnificativă pentru economia românească, pentru că toate lanțurile economice la nivel internațional în momentul de față sunt blocate. Sunt blocate și au revenit practic la nivelul din pandemie, adică afacerile între companiile internaționale, afacerile cu China, cu principalii furnizori de materii și produse, înregistrează un recul semnificativ. Și asta este un prim semn al faptului că economia mondială se îndreaptă spre recesiune. Cum ne va afecta pe noi? Aici e singura noastră șansă ca să ieșim, să stăm cu capul să ieșim la lumină din această situație, adică să nu ne necăm din punct de vedere economic, e să folosim la maximum banii ăștia europeni, 11 miliarde de euro care le avem la dispoziție în 2023 și care ne-ar putea menține pe o traiectorie cât de cât predictibilă din punct de vedere economic. Adică nu vom intra în recesiune, vom stagna, așa, ca să spun, un fel de stagflație, de fapt, mic aproape de zero și cu creșteri în continuare de prețuri. Suntem influențați pentru că și percepția investitorilor străini în privința României este una relativă. Uitați-vă ce s-a întâmplat la ultima emisiune de titluri de stat, da? Cu cât s-a împrumutat statul român cu 4 miliarde de dolari la niște dobânzi uriașe raportat la costurile cu care se împrumută alte țări din regiune. Deci percepția nu e una pozitivă în ceea ce privește România și asta va însemna că statul va trebui să strângă la un moment dat pureaua în 2023, pentru că nici banii care încasează din taxe și impozite nu vor mai fi la fel ca în 2022. Asta e o situație de criză, e o situație pe care și politicienii încep să o recunoască pas cu pas, ca să zic așa, și asta înseamnă că fiecare, atât în mediul privat cât și în mediul public, va trebui să-și ia măsuri de protecție, pentru că, iată, datele de la statistică pe care le comentăm astăzi arată că economia decelerează, adică începe ușor, ușor să aterizeze, nu mai avem creșterea economică din primele trimestre și asta e un semn de alarmă legat de modul în care funcționează economia românească. Menționam la începutul discuției și faptul că mâine vom avea și datele pe inflație. Care sunt prognozele dumneavoastră? Cum credeți că vor arăta cifrele mâine? Și în acest context,
Care sunt șansele ca România să ajungă la o inflație de o cifră anul acesta? Probabil datele de mâine de la INS vor confirma faptul că în decembrie am avut vârful de inflație, vârful de creștere de prețuri, pentru că probabil companiile au încercat să speculeze în această sezon al cumpărăturilor de sărbători și au crescut prețurile până la cer, să spun așa, adică o inflație de 17-18% e probabil să fie comunicată de INS. Ei, asta a fost vârful. Probabil în primul trimestru, adică în perioada asta, ianuarie, februarie, martie 2023, vom avea o inflație ridicată undeva la nivel de 15%, cum ne spune și Banca Națională, iar din a doua parte a anului, ca urmare a efectului de bază, ce înseamnă acest lucru? Că nu vor mai putea crește prețurile la fel de mult cu cât au crescut în 2022, măcar din punct de vedere statistic, da? Prețurile să înceapă ușor, ușor să-și tempereze creșterea, adică vom înregistra creșteri de prețuri, dar mai temperate, undeva între 8 și 10%, estimez eu. Ca să ajungem la limita aia de 8% prevăzută pentru inflație în bugetul, în legea bugetului, ar trebui să avem deflație undeva în trimestrul 4 din 2023, adică prețurile să scadă. Ei, eu mă îndoiesc că în România prețurile vor scădea în acest an. Probabil această tendință pe care cu toții ne-o dorim, am putea să o vedem în cel mai bun scenariu abia în prima parte a anului viitor. Vă mulțumesc tare mult pentru informații și pentru analiză.